Da, mă, și uite asta că... Asta e puțin aici cu noi, pleci? Simina, hai, Simina îi zice că... Dar i-a zis lui Adrian, dar tu știai și știi, mă gândesc că cel mai apropiat îl simt pe Jador și el pe mine. Așa, și... Da, ok, atunci nu stau să vorbesc de Jador. Eu ți-am spus o chestie, dacă eu pot trece peste, poți și tu, mai ales că nu ai fost implicată nimic. Dar tu crezi că eu am intrat pentru tine în casă? Când te-am văzut, asta am crezut. Sau am dat eu vreun semn că îmi doresc să te cunosc, că m-am schimbat la față, zice Adrian. Am zis că nu de asta am intrat. Eu pe Jador nu l-am văzut în casă și el mi-a atras atenția. Da, ok. Ex-Juliu respectuos, așa cum îmi place mie să fiu un băiat. O să te convingi mai încolo, zici tu. Tu și cu Bianca. Am zis că o să te convingi, o să te convingi. Tu și cu Bianca. Nu, uite, stai, o să te convingi mai încolo. Nu știi cum sunt eu. Asta cu Grijuliu și respectuos e abureală. Cum ești tu, mă? Ia. Dar tu, cu Raluca, nu-ți doresc să te împaci? Cum? Spune-mi să nu mai vorbească de mine pe la spate. Că fata aia să-și suferă. Că nu este frumos. Nici n-a dansat? Mă, nici n-a dansat. Lasă-mă, băi, ia zi și mie, ce treabă ai tu cu Raluca până la urmă? Dă-i de spasă ție așa de mult de ea. Păi nu, să ne auzim, că dacă vorbim prea tare. Asta e, atâta știe. I-am zis. Băi, omule. Nu mai e nimic impresionant. Tu nu suferi, de fapt, pentru mine. Ți-e frică că cineva ți-o lua jucăria și ți-e frică că un băiat să nu vine la mine. Da, normal, frică. Frate. Ea nu te-a primit și tu, în filmul tău, crezi că aici numai cuplurile rezistă. Nu e adevărat, omenia rezistă aici, nu cuplurile neapărat, înțelegi? Să fii om. Și tu nu ești în momentul de față om. Și am zis, tu... Nu poți să-mi zici mie că tu ai sentimente față de mine când ție ți-o plăcut de ea. Nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Știam, vreau doar să te fac gelos. Tu nici în... Oricum, nu mai putem face asta. Dacă voia să te facă geloasă, o făcea aici, să vezi, nu prin mesaj, să vezi, da. Și-mi dă duma că știam că sunteți împreună, da, de-aia zis că... De unde știa? Și cât mi-a scris și cât mi-a explicat. Nu știa că suntem împreună. El nici nu știa că stau eu în cameră cu voi, da, păi că... Și să-ți vezi când o să fie la camera roșie, că eu l-am ales pe Jador primul și am vrut să nu mai aleg pe nimeni, știi? Și pe aia m-am gândit, hai să-l chem și pe Cosmin. Mă gândeam, bă, de ce să mă cer cu Adrian din prima? Îl chem și pe el, ia-l pe toți trei care m-au ales. Și au intrat peste mine și Jador, cred, nu mai știu exact, și au zis că mare greșeală am făcut, că n-am ales cum a trebuit prima oară. Adică să-l aleg pe el ca și cum primul tip. El când îți zice, vrea la camera roșie, el primul, înțelegi? Da. Lasă vrăjala asta, că i-am văzut privirea aia. În momentul când am pus inelele aici și am zis că e gata, el ca și cum era ușurat că poate se bage pe combinație. N-avea nicio treabă, altădată plângea, făcea ca nu a avut nimic. Asta e teatru ieftin pe care el îl joacă. Tuturor ne impuneți o stare proastă, sinceră să fiu. Hai, Ricardo, vine aici că le-au zăpăcit oamenii ăștia. Vine să le muriți situația aici. Păi dacă o să vină și Ricardo... Da, așa. Dacă o să vină și Ricardo, o să fie alt scandal. Da, cu Ricardo. Eu nu vreau să mă cer, frate, cu tine, înțelegi? Așa, băi, frate, pentru că te rog eu frumos să nu te mai iei de fata asta. Nu mai m-am luat de atunci, de când fața cu Inelu ai, înțelegi? Te rog din suflet să nu te mai iei de ea. Frumos, din suflet să nu mai ții grijă ala lui, da? Eu țin el. Nu merit, frate. Nu contează, nu... Stai și eu încă, mai am aici. Poate ea nu, te-ai gândit, dar invers nu te-ai gândit, vezi? Ce înseamnă să vezi ultimele... Eu stau și mi-e milă de tine și tu... Stau și mă gândesc la mine. Tu și cu Bianca. Când mă trezesc dimineața, lacrimile spală fața. Hai, cântă-mă cu mine, nu mai fi supărat. Mă gândesc cum trece viața. Dar tu ieri ce ai vorbit cu el? I-am spus exact ceea ce simt. Că nu mă mai pot împăca, că dacă să lași de la mine, că a fost ca și faza cu Ricardo. I-am zis că nu a fost ca și faza cu Ricardo, că n-am vorbit cu el. Da, dar ai făcut și cu Ricardo, că auzeam, știi? Nu, că Ricardo, că și tu ai vorbit cu el. Eu te-am respectat pe tine, că am zis că e frumos. Mi s-a schimbat fața total, crede-mă. Da, fata, l-am văzut. Și când am văzut că ai avut dreptate, când ai scos inele, nu au reacționat în niciun fel. Nici nu-l interesa. Te las să-l cunoști, cu toate că aș fi vrut să te cunosc. Dar nu știu ce ți-a plăcut. Nu are rost să lupt pentru o relație toxică, amândoi am luat decizia. Nu stau să sufăr 5 ani. Și ieri plânge. În baie, apă! Și uite ce spune, dar dacă fata asta accepta și se combina cu el, știi ce făcea el Raluca-i? Era cârpa lui de spălat pe jos, frate. Atât de multă compasiune, atât de multă respectare față de ea, atât de multă iubire, ca să înțelegeți voi. De ce nu-l mai cred? Da, Simina, vezi că plânge Jador pe aici. Prin faptul că am arătat mesajele,
Nu am vrut doar decât să arăt că el s-a dat la Simina. Nu m-ar fi deranjat asta, dar am vrut să arăt că el mă urăște pe mine din cauza asta. Că Simina mă place pe mine și și-a bătut și joc de fata respectivă, de Raluca și de toată lumea din jurul lui. Pur și simplu el vrea doar să-și atingă scopul. Câinele moare de drumul lung și prostul de grijă altuia. Da, bă, anul că m-am dus să-mi încălzesc gura, că mi-am răcit-o. Jador, nu vreau să ne mai certăm. Nu nicio, vreau să... frate, atât. Uite, știi ce vreau să zic? Nu vreau să nu mai, mai jignești pe fata asta. Te rog, frate, știi că de repede poți să uiți oamenii, n-ai idee. Eu nici, dacă vrei, acolo nici nu știu cum o cheamă, nici nu mă interesează melei, nu mă interesează ce relație. Nu, nu, eu nu-ți cer să nu o placi. Place, frate, dar nu, dacă o placi, frate, cu adevărat, nu o jignești. Ok, dar n-am înjurat-o, băi, Jador, nu o jignești atunci, da? N-am jignit-o. Cum n-ai jignit-o? Am adică referit doar la Timișoara. Dacă vine din cimitir. Da, n-a zis, mă, el s-a referit la pronunția cuvântului și a făcut aia Timișoara. Pronunție, băi, Jador. Deci n-a jignit-o pe ea. A râs de vorba în sine, înțelegi? Tu le iei... Și ea s-a simțit jignită, tu ce crezi? Nu s-a simțit. Nu s-a simțit? Nu. Uite, o întrebăm, să vedem. O întrebăm. Și vedem cât de mult te pricepi. Și dacă s-a simțit jignită, o să-mi cer eu scuze față de ea. Ia. None! Poți să vii până la ușă să iei ceva, te rog frumos? Da, normal. Da! Haide! Hi-h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 i
treabă aici. Și punguțele astea. Haide! Dar du-te până acolo, Roxy, la ușă la ei. Hai, mă! Ia și de la te rog. Să poartă și aici să citească. Ține-te ce frumos. Foarte frumos. Da, du-te și arată-i. Stai că-mi cade inima. Stai, când îl văd așa că e nebun, frate, că... Cum să înjuri pe fata aia de față cu mine? Dar n-am înjurat-o. Ba da. Om, și aici, frate. Ei, dacă vrei că o înjur, dă-ți-o scurgi, Jador. Am o poză. Mamă, e a ta, frate? Da. Îți fac eu și-ți trimiți acum. Bă, bătul mă, Jador, o jur de față cu tine, nu i-am zis, dă-te astea. Mersi, iubire, ce frumos, în fiecare zi mă încânți, frumos. Să ne mai oprești și nouă. Cum? Să rămânem singuri tot. Și să putem să o facem ceva. Mulțumesc frumos. Să o facem așa, un ornament. Bă, ce delirie asta, bă. Roxana mi-a mai luat astăzi o brățară frumoasă, dar mai bine ar fi să oprească banii și la un viitor date să cheltuim banii pe altceva pentru noi doi. Sau mai bine să-mi dea mie banii să mă folosesc eu de ei, cel mai bine ar fi așa. Cine? Ce? Andreea? Da? Tu te-ai văzut ieri! Și oricum vine Ștefan aici că alege none. Și vreau să mă duc eu să termin o dată conflictele dintre ei. Să plec? Și dai cu mine și îl aduc pe Andy și pe Ștefan aici. Da. Păi și cine eu? Lasă tu aia. Te plâns că nu-l vezi pe omul tău. Hai că fac eu, du-te tu. Să aveți poftă. Mulțumim. Da. Iar materiale cu Adrian, cum să bălăcăresc amândoi. Mai bine, acolo la ei în casă. Că te gândești și la mine când mănânci, Roxy. Poți să-i spun un onest, să-l trimită pe Ștefan, că-l rog frumos. Poftim? Să-l trimită pe Ștefan. Ok. Eu m-am săturat de subiectul ăsta, sincer. Lasă-mi să-l zic. Și intrăm în emisiune, despre ce se vorbește? Despre Aluca și Adrian, cum se ceartă ei? Într-adevăr, Aluca ține foarte mult la Adrian, dar nu-și mai dorește să continue relația în stilul acesta. A văzut că Adrian nu se poate schimba, dar din punctul meu de vedere îmi doresc să se împace și cred că poate să schimbe Adrian dacă poate, dacă îi mai dă o șansă. I'm coming over, but I won't be long. I'm coming over, I'm making a new song. Ce faceți? Bine. Stop, faceți liniște că a venit boasele. Așa? Wow. Ia zi, doamne, care? Ferus.
Chebab pe Jador. Jador. Și Ștefan, și Ștefan, da. Nu Ștefan. E Ștefan neapărat. Hai, Ștefane! Stai. Bă, păi atunci de ce voi? Ce faci? Bine, voi? Uite, încercam să facem și noi aici o salată. Bă, dar vreau să fac și eu pe Simina. Ce mâncare? Dovlecel și făceam. Ia, s-o întreb, s-o întreb, s-o întreb. Și noi încercăm să facem ceva aici. Andreea e atât de fericită că l-a văzut pe Nonne încât nu ne-a mai salutat. Păi, dar nu ai observat că... Când mă ia dorul de tine, mă duc mândra mea la tine. Dar ce să faci? La Luca ce faci? Bine, salată de fruct. Bine. Cum e chiar? I-am zis ce trebuie. Aoleu, ce urât arată. Bă, zici că e sotem. Păi nu, serios acum. Păi îi dau n-am, ele atât. Îți ia sunt de pe așa. Nu, eu le-am. N-am cum să te las singură. Bă, băiatule. Ia. A, da, păi atunci invită să... Păi tocmai de asta, invită să vorbești cu el. Adrian, poți să vii un pic să vorbim? Vezi-mă? Vezi. Bă, uite cum le faci, frate! Păi, dar tai repetucător, la mână nu se tai bine. Uite așa, vezi, te-ai mai frumos. Bă, nu știu ce să-i fac, bă, fratele meu. Bine, știm noi. Dacă tu nu știi, știm noi. Eu chiar știu, de aseară, de când am... Am mai citit și eu încă o dată. Și eu citeam ce s-a trimis și mai sunt cu insistențe. Eu le-am citit toate acum. Da, mai am conversații cum tot insistă la fel. Da, mai urâte? Nu, cum insistă, eu ziceam că vreau să vină Ricardo aici să-i dau o șansă pentru a o cunoaște pe Raluca. Și zicea și mie, nu-mi dai? Nu. Și tot insista să o găsesc ceva de zis. De ce îți bagi joc de mine? Hmm? De ce îți bagi joc de mine? De ce mi-ai bătut joc de tine? Că ai zis că nicio fată nu pe măsura ta. Poftim? Că nicio fată din... Păi de dacă n-ai zis că... Dacă ai spus că nu mai suntem compatibili. Și asta înseamnă că nu e pe măsura ta? Păi din moment sau ce nu... Sau așteptările tale? Dacă nu suntem compatibili, nu ne potrivim din niciun punct de vedere atunci. De ce nu m-ai recunoscut în față? Că da, îți place de ea și că... Ce, nu ți-am zis? Pe WhatsApp? Adrian, te-am întrebat ieri. Bine, haide, bă, Raluca, nu stau să discut clarificăm, totuși am avut o relație și mi se pare normal și de ce să facem bine, asta? Bine, și mie mi se părea normal, Raluca, să vorbești ok de mine în casă la fel, știi? Zi-mi ce n-am pentru vorbit. Că nu sunt vorbește educat, știu să fiu gentleman, cred că am fost gentleman cu tine, dar când am început să dai, nu sunt clown. N-am zis că ești clown, ai dovezi că am zis că ești clown? Nu cred că nu am fost vreodată bărbatul pe care ți l-ai dorit. Dar uite care e treaba. Eu cred că de tine am vorbit tot timpul frumos. N-ai vorbit frumos. Nu cred. Vorbești foarte urât. Zi-mi ce am vorbit urât. Vorbești urât de cine mine. Cine zice? Lumea de acasă? A? Lumea de acasă? Nu, cei apropiați. Da. Care și ce am vorbit? Ei, tu știi, la loc, nu stau să zic, tu ce vreau să zic. Între noi, după relații, nu va exista prietenie. Și vreau să înțelegi chestia asta. Ok? Ok.